Horoscopul zilei de 14 martie. Berbec. Astăzi se anunță o zi dificilă din punct de vedere profesional. Trebuie să aveți grijă să nu mergeți pe principiul care spune că scopul scuză mijloacele. Contează cum ajungeți la un anume rezultat, fiindcă dacă veți folosi metode mai puțin corecte, acest lucru nu va întârzia să-și arate efectele negative în perioada următoare. În plan personal, ar fi bine să vă abțineți de la comentarii tendențioase, care nu ar face decât să inflameze situația și așa destul de fragilă. Vă confruntați în continuare cu instabilitate din punct de vedere sentimental. Unele chestiuni de suflet pot să vă răscolească neașteptat de mult. Taur. Pentru ziua de astăzi, se pare că veți avea parte de foarte multă solicitare, ceea ce se va solda cu oboseală accentuată la finele zilei. Este posibil ca eforturile voastre să fie recompensate cu un bonus financiar, însă destul de nesemnificativ, mai ales raportat la munca depusă. Nu trebuie să vă disperați, ci să încercați ceva mai mult în măsura posibilităților pe viitor. Și în familie veți fi solicitați atât de parteneri cât și de copii și nu va fi ușor să faceți față. Unele chestiuni vor fi extrem de solicitante și este posibil să nu merite prea mult efortul. Țineți cont că trebuie să aveți grijă și de voi, altfel riscați să vă îmbolnăviți. Gemeni. Prietenii par să fie foarte volatili astăzi, imprevizibili, centrați doar pe propriile interese, astfel încât ar fi mai bine să nu aveți cine știe ce așteptări din partea lor. Fiți circumspecți în privința sfaturilor pe care le veți primi. Treceți-le neapărat prin filtrul propriu și fiți atenți la ceea ce se întâmplă în jurul vostru pentru a percepe cât mai obiectiv împrejurările. Va fi o zi în care răbdarea vă va fi pusă la încercare, atât în plan personal cât și în plan profesional. Multe elemente indică faptul că veți fi la limită, din multe puncte de vedere. Ar fi bine să vă găsiți în timpul liber un context agreabil în care să vă puteți destinde și relaxa. Rac. Trecutul se împletește cu prezentul în această zi, încercând să aducă în prim plan un eveniment care poate avea implicații în actualitate. Faptele de mult vă pot răscoli, vă pot face chiar să vă simțiți inconfortabil. Este important să analizați cu atenție pentru a afla în ce fel poate fi influențată viața voastră din prezent. Aveți însă grijă să nu vă lăsați copleșiți de amintiri și să țineți cont că evenimentele trecute nu mai pot fi schimbate, însă acțiunile voastre din prezent pot influența în mod radical viitorul. De aceea acționați cu luciditate pentru a face în acest viitor un timp cât mai reușit. Chestiunile familiare pot fi de primă atenție în contextul acestor aspecte. Leu. Astăzi va trebui să fiți foarte atenți, mai ales atunci când aveți de-a face cu indivizi foarte sensibili. Cu atât mai mult, se impune precauție dacă vorbim de persoane apropiate care înseamnă ceva în viața voastră. Uneori tindeți să fiți mai duri, mult prea realiști pentru gustul și starea de spirit a unor astfel de persoane, ceea ce poate duce la deteriorarea relațiilor cu aceștia. În altă ordine de idei, este un moment potrivit pentru a lua inițiativa rezolvării unor situații delicate care trenează de foarte multă vreme. În plan profesional, pare că a venit vremea unor decizii definitive privind proiectele amânate. Fecioară. Latura filozofică a personalității voastre pare să fie ceva mai pregnantă ca de obicei. Veți tinde să abordați subiecte profunde care nu sunt la îndemâna tuturor. De aceea, unele persoane din preajma voastră s-ar putea plictisi pentru că pur și simplu nu sunt interesate sau nu vă înțeleg. Va fi greu să vă găsiți interlocutori pe măsură și asta vă va crea o stare de frustrare extrem de incomodă. Este o zi favorabilă din punct de vedere financiar. Se pare că reușiți să intervedeți lucruri care vă vor ajuta să luați deciziile potrivite. Relațiile familiare sunt normale, însă asta nu înseamnă că nu trebuie să depuneți efort pentru a le păstra în această stare. Balanță. Pare că există un oarecare dezechilibru între viața voastră personală și cea profesională. Amestecul între ele poate fi extrem de dăunător, mai ales planul profesional ar putea avea foarte mult de suferit din această cauză. Ar trebui să luați măsuri pentru ca lucrurile să nu ia o turnătură nedorită. De exemplu, delimitați în mod clar orele de muncă de cele dedicate vouă înșivă și familiei voastre. Nu neglijați apropiații.
chiar dacă le dedicați mai puțin timp, acesta să fie de calitate, astfel încât perioadele petrecute împreună să conteze. Aveți grijă mare la alimentație. Pericolul de indigestie este crescut, mai ales pentru cei care au obiceiul de a mânca frecvent în oraș. Scorpion. Sunteți pregătiți să observați și cele mai mici detalii, așa că astăzi nu vă poate scăpa nimic din vedere. Și apoi observarea unor lucruri cărora alții le dau prea puțină importanță sau care scapă celor din jur, vă poate pune într-o poziție extrem de avantajoasă în diverse contexte pe care le veți traversa pe parcursul zilei. Micile detalii ar putea face o diferență enormă, mai ales dacă doriți să avansați pe scara ierarhică sau să puneți în aplicare un plan la care vă gândiți de mult. Veți putea face rost de răspunsurile căutate mult înaintea celorlalți. Folosiți-vă cu înțelepciune de aturile pe care le veți obține. Aici, astfel de șanse nu se ivesc la fiecare pas. Săgetător. Puterea caracterului va fi de mare ajutor în demersurile pe care le veți iniția astăzi. Unele persoane ar putea încerca să vă testeze, să încerce să vă denatureze de la obiectivele stabilite. De aceea este bine să interveniți prompt și fără ezitare pentru a pune lucrurile la punct. Chiar dacă există potențial de distracție la orizont, rămâneți concentrați până ce rezultatele vor deveni tangibile. Încercați să îndepliniți cât mai multe din cele ce v-ați propus pentru ziua de astăzi. Infuzia de entuziasm pe care o veți primi vă stimulează în acest sens. Nu lăsați să treacă ocaziile prielnice pe lângă voi, fără să le fructificați. Capricorn. Anumite sentimente față de relațiile pe care le întrețineți cu prietenii se vor intensifica astăzi, însă nu veți fi tocmai într-o dispoziție potrivită pentru a le împărtăși și lor din trăirile voastre interioare. Aceste rețineri ar putea să arate în fond faptul că încă nu sunteți gata să vă deschideți către o anumită persoană cu semnificație specială în viața voastră. Totuși, a vorbi despre propriile sentimente poate fi un semn de curaj în acest context și nu de slăbiciune. Nu vă temeți să vă acordați o șansă și exprimați din suflet ceea ce aveți de spus. Ar putea fi pentru voi un moment de răscruce, de revelație a vieții voastre. Vărsător. Nu este bine să amestecați viața profesională cu cea personală, chiar dacă impulsul vă dă ghes să vorbiți despre ceea ce aveți pe suflet oricărei persoane dispuse să vă asculte. Trebuie să aveți grijă să nu transmiteți mesaje greșite, să nu induceți în eroare. Limitele trebuie respectate pentru ca lucrurile să nu se complice neașteptate mult. Dacă aveți ceva de transmis, faceți acest lucru către persoana potrivită, care are posibilitatea să vă răspundă. Nu vă puneți în situații incomode nici pe voi înșivă și nici pe alții. Contextul astral de astăzi semnalează tulburări în parcursul profesional. Este posibil să dați greș acolo unde vă așteptați mai puțin, poate din prea multă superficialitate. Fiți mai vigilenți, astfel încât să micșorați riscul de a face greșeli. Pești. Ar trebui să știți deja că nu tot ceea ce strălucește este și prețios. Nu vă luați niciodată după aparențe, pentru că acestea pot fi înșelătoare. Mai degrabă lăsați-vă timp să cunoașteți oamenii, mai ales pe cei care înseamnă ceva în viața voastră. Acest lucru este valabil în egală măsură și în privința colaborărilor din plan profesional. Nu este bine să etichetați persoanele înainte de a le cunoaște mai bine. Este indicat să fiți prudenți, însă nu este deloc înțelept să fiți conduși de prejudecăți. Încercați ca relațiile cu familia să fie cât mai cordiale, astfel încât să nu vă cauzați probleme suplimentare care să vă capteze atenția inutil.